Bună, bine ați venit pe canalul meu. Noi ne-am apucat să facem cu Fimo, să învelim furculiță și linguriță pentru copii. Uitați-vă ce drăguț arată astea două. Da, și am făcut până acum una așa cu ursuleț, adică câte două, lingură și o furculiță cu ursuleț și cu gărgăriță. Asta e Luseli. Și asta e lui Marc. Da, și acum ne punem să-mi termin tot Fimo care l-am. Nu mai am foarte mult, dar mai am. Și pe mov, și pe verde. Și vreau să mi le termin, că deja începe să se întărească. Și pe negru. Și vreau să vă arăt că Marc a primit de la bunii, de la soacra mea, le-a făcut comandă. De la ea, de la muncă, exact aceleași linguri care le am eu. Ăsta, setul ăsta la penie, 5 lei. Și lui Selena i-am făcut așa, cu Selena și cu Frozen, Elsa, cum o cheamă pe asta? Elsa. Și mi-a dat ideea, am zis, mă, dacă tot am și lingurițele astea, de ce să nu încerc și eu? Mai ales că Fimo se întărește și eu am aceleași seturi de lingurițe de la penny cumpărate cu 5 lei. Setul și acum... Da. Și acum mai facem mama una cu două, o furculiță cu linguriță cu floare, nu? Da. Acum o facem pentru mine. Da. Și pentru... Marc doarme. Noi ne jucăm. Și astăzi Marc a fost rău. Rău, tare rău. Da, și eu la început am crezut că se îmbracă foarte greu lingurița cu... Fimo, dar nu. Eu iau ăsta și am un sucitor din ăsta de plastic de la Selena. Da. Și îl fac așa. Am cumpărat de la... Ca să se facă așa, o chestie lungă. Dar asta poți să-l faci și în mână. Și am cumpărat de la Carrefour un nou cu plastelină galbenă și mov. Și avem toate acțibili de forme de astea, da, cu capac și așa, că am avut și eu așa și îmbracă. Și îl îmbrac de aici până sus. Da. Și mă duc așa și îl presez și Fimo se face foarte ușor. Chiar dacă ți iese la început și rămâne o dungă sau se mai crapă, el se modelează ușor și nu așa, uite așa îl fac. Îl dau în spate. În spate va rămâne așa, după cum vedeți, dar el, odată ce îl mulez și îl presez cu mâna, se încălzește și se îmbină unul cu altul și nu rămâne cum ar veni. Și mie mai mie să uite de afară fierul ăsta. Și de la ouă, la ăsta era și chestia asta și am dat-o la mama, că să aibă și ea pentru plastelină, Fimo, nu? Da. Și astăzi este duminică, afară este frumos, este și un pic călduț, nu foarte, anunța 7 grade, dar Marc a dormit pe la vreo 1 și ceva. Ai terminat? Și nu cred că mai reușim să ieșim afară, că o să se facă rece și oricum trebuie să bag și la cuptor sau pe grătar, nu știu cum o să fac. A cumpărat soțul meu 5 pești, păstrăv, și o să-l luăm să-l facem... Ori la cuptor, ori pe grătar, ori nu știu, cumva să mâncăm. Astăzi nu am gătit deloc, am mâncat un pui la rotisor, l-a cumpărat de la Selgros. Mama mea mi-a făcut poftă că face pui la cuptor și mi-a făcut poftă și am zis să luăm și noi un pui la rotisor. De obicei îl cumpăram de la Carrefour, dar am zis să luăm de la Selgros, dar nu a fost bun. Da, și mama e când vine la noi în România, ea face de obicei, cumpărăm pui la rotisor și pune cu ce peste? Da, pui. Cumpăr pui crud și da, face cu vin la cuptor, da. Puiul și... mamei mele nu se compară... Cu a ei deloc. Și cu a meu, că am încercat rețeta ei și nu-mi iese, dar mă refer că e... De o mie de ori bun, nu știu, îl face cu crustă deasupra și are gustul ăla așa de mirodeni și de vin. Și mi-a zis rețeta, am făcut și eu după ea, dar nu. Nu mi-a ieșit. Îl face super fain. Și de asta mi-a făcut poftă, că știam că a zis că face pui. Dar tu ne. Și am zis, hai să cumpărăm un pui la rotisor, s-a dus la Selgros, am zis că la Carrefour e mai aglomerat și să se ducă la Selgros. Și are gust a plastic, nu știu ce s-a întâmplat, dar are gust a ceva plastic, ori în ce l-a băgat, eu nu știu. Și a cumpărat tata o plasă cu
pește. Da, 5 pești păstră. O să trebuiască să-i curăț. Deocamdată am lăsat pe Gresie, că o să mă apuc în curând de ei. Și o să vină bunia la noi. Da, și o să vină soacra mea la noi. Și o să vină și soțul mamei mele. Da, și haideți să vă arăt. Stai, unde-i șervețelul ăla? Și cu făcălețul ăsta la spate îl iau. Uitați cum mi-a rămas. Îi fac așa. Îi faci, adică zici că îi faci niște... Uite-l pe Marc, s-a trezit. Mă, du-te la băiat. Mă duc, că lasă. Păi lasă, ducă și tata, că o să se supere. Și... Dar și dacă n-ați avea făcăleț din ăsta, se presează cu mâini. Ce? S-a trezit. S-a trezit? S-a dat singur. S-a dat jos singur? Da! Dar era în fund mai înainte, s-a ridicat? Da! S-a ridicat și s-a dat jos singur. Ce face inima! Frumosule! Sisa! Ce face dacă, dacă? Te-ai trezit? Nu-i dacă sunt moi și le rupe. Uite, mă! Ce se uite el așa? Maki, ce face băiatul? Da! Ce faci acolo? Ce faci? Bună și pe ziua de azi, astăzi este luni, eu am făcut o baie pe cap și după cum v-am zis și în filmulețe trecute, nu pot să-mi bag pieptenul în păr, că n-am părut. L-am uscat un pic cu feonul, dar din cauza că nu-i pieptenat, nu iese apa suficientă din el. Și m-am pus să fac o ciorbă de fasole cu afumătură. Am aruncat prima apă la fasole și eu de obicei aruncam, o păresc în 3 ape. Și afumătura s-a fiert, o fac cu scăriță, deja s-a fiert. Și am băgat și niște lasagne la cuptor. Ce e tu? Și Marc hârâie foarte tare în piept, nu înțeleg de ce. Astăzi este a 4-a zi de tratament. Bine, din ce i-am dat de dimineață, deci cum ar veni, nu văd niciun efect, nicio ameliorare, nu știu ce să-i mai fac, habar nu am. Opa, așa. Și am băgat și lasagna la cuptor, începe să se rumenească. Nu mai știam ce să fac de mâncare. A cumpărat soțul meu niște carne tocată de vită. Eu de obicei nu cumpăr carne tocată de agata, decât îi zic să-mi o toace pe moment. Atunci și cea de porc și cea de vită. Și mi-a luat jumătate de kilogram de carne. Am avut niște paste lasagna de la mama mea din Italia. Și am făcut un bechamel, dacă așa pot să-i spun, cred că așa se numește, cu unt, făină, am topit untul, am pus făină, vreo 4 sau 5 linguri de făină, cam așa, și un litru de lapte și un pic de sare și mi-a ieșit ca o budincă groasă. Am pus un rând de carne, un rând de paste, un rând de carne, un rând de bechamel. Iar un rând la fel și deasupra am mai pus niște cașcaval ras. Și este o bunătate. Carnea am călit-o cu ulei de măsline, sare, piper, niște usturoi granulat și niște boia dulce. Și la sfârșit am adăugat 3 linguri de bulion și un pic de apă, cât să zic eu ție, cât să vă zic eu... Cred că un păhărel din ăla de țuică mic. Și-am lăsat să fiarbă tot, a scăzut apa. Și da, iese o bunătate.
văzut odată o rețetă de lasagna, nu mai țin minte pe ce sai. Și de atunci tot asta o fac. N-am mai încercat altele să văd cum sunt. Și asta îmi place cum iese. Și am luat carne de vită ca să pot să dau și copiilor. Închide mama geamul că e... Astăzi a anunțat 11 grade la Brașov. Soțul meu a zis că e cald afară, dar... O să-l trimit să iasă un pic și cu copiii, că eu am făcut și baie pe cap și... Eu nu ies. Nu ieși? Doar eu și... Trebuie să aștept să se termine ciorba, nu pot să plec afară. Vă cadie un pic vântul. Marc, vrei să scapi pe geam, mamă? Hai pleacă de la geam, că de asta vrea și el. De ce urât face? Am obosit. Ce e, Marc? M-a obosit copilul ăsta, nu m-am brațe de așa, că m-a plecat la niște cumpărături aici la noi, la Penny. Și nu pot să fac de el nimica. Lasă-l, Selica, plânge. Hai. Dă-i drumul, dai drumul. Da. Hai, dă-i drumul. Hai. Nu e voie la geam. Hai la mama. Și tușește foarte tare. Da. Cred că o să mi-l bage pe antibiotic mai mult ca sigur. Pe mâine. Am scăpat un pic de marcă, era foarte mărâit și tot după mine și văd că și acum aia, uitați. Câteodată mă mai scapă Selena, că pleacă după ea. Mâine la ora 5 după amiază am programare cu Marc la doctor. Trebuie să mă uit peste tot, că așa am cad de părul și mereu mă uit pe mine, mereu mă dau cu din ăla bandă, din aia să ia părul. Trebuie să am grijă să nu dau prin mâncare și l-am lăsat un pic mai liber așa ca să se usuce, că după aia mă doare capul dacă nu e uscat bine. Cu Feon am încercat să-l usuc, dar trebuie să stau mult și nu-mi permite timpul, că trebuie să fac și mâncare, să mă și de copii. Și mâine la ora 5 am programare cu Marc la doctor și cu siguranță mă va băga pe antibiotic. Dar măcar deși ar face efectul. Ce e, mama? Eu să mai bag un pic ăsta. Mi-a sunat, dar mai las un pic să se mai rumenească. Ia uitați. S-a rumenit și îl mai las un pic. Ce, iubitul? Vrei să ne jucăm cu ăsta? De la mama. Hai, uite. Astăzi am făcut curat de dimineață cu soțul meu prin toată casa și a contat foarte mult. Foarte mult a contat, că m-a ajutat. El a scuturat covoarele, le-a frecat cu Peria și cu Lenor sau cu Venice, de obicei le frec, dar acum le-a frecat cu Lenor. Le-a periat bine. Eu am șters praf, am dat cu aspiratorul, cu mopul și am făcut și în baie curat și da, contează foarte mult când ai un ajutor. Și da, zilele astea o să fim singure, el pleacă în cursă astăzi. De asta s-a și dus să-mi facă și mie niște cumpărături. Dar mai am noroc că mai vine tatăl meu pe la mine, mai vine fratele meu. Mai vine Haiu, soțul mamei mele, dacă nu știți cine este Haiu. Haiu este soțul mamei mele, este căsătorit cu ea de când aveam eu 5 ani, dar eu țin legătura și cu tatăl meu și țin legătura și cu Haiu. Haiu este la fel, ca un tată pentru mine. Ce e, Marc, de ce plângi? Aveam 5 ani de când l-am cunoscut și de când locuim în aceeași casă. Mi s-a terminat și rufele, nici nu știu ce să fac, să le întind în balcon sau să le dau drumul la uscător, că astăzi vezi să nu uite tati telefonul ăla acasă. Astăzi am mai pornit o tură la uscător și nu știu, mi-e frică să nu se strice mașina. Da, mâine mergem la doctor să vedem ce zice. Marc a primit un sirop cu azitromicină, nu știu dacă v-am mai zis despre el. Marc este alergic, ăsta mi l-a dat, Azitrox. Dar e alergic la el. Opa. Anul trecut, în februarie, a primit tot așa pentru o bronșolită tot siropul ăsta. Și de la prima siringă care i-am dat-o, mi-a făcut o alergie, s-a umplut de bube pe tot corpul. Am sunat pediatra și de atunci mi-a zis să întrerupem. Aia fiind altă pediatră. La pediatra care am fost acum, am uitat să specific că el este alergic la azitromicină. Și da, acum așteptăm, mi-a zis că o să-mi dea ceclor, parcă. Și mi-a zis că să mă duc să le iau de la farmacie, dar farmacie nu dă, că a fost soțul meu și nu dă fără rețetă. Haide, hai să opresc mâncarea și mergem în cameră. Da, și
Ăsta azitromicină era să dai 3 zile 2,5 ml o dată pe zi. Și ce clorul ăla mi-a zis că mi-a și scris cum mă las să vorbesc. Mi-a și scris în mesaj pe WhatsApp cum să-l cumpăr de la farmacie și cum să-i dau. 2,5 ml la 12 ore timp de 7 zile? Da, 7 zile și mi s-a părut enorm de mult. Dar dacă e pentru sănătatea lui, o să-i dăm acum, ce să facem? Dar pe mine mă miră că i-am făcut aerosol cu Ventolin, i-am făcut aerosol cu Flixotide, nimic. I-am dat mucosolvan, i-am dat aerios, îi dau singuler și sunt 4 zile de tratament plus încă 3 zile înainte de astea 4 care am început de Ventolin și niciun efect. Nu înțeleg ce se întâmplă cu el. Sper să nu fie alergic pe căile respiratorii, cum a zis doctorița asta. Adică nu poate să-mi zică diagnosticul acum, că e încă mic, dar da, sperăm să fie bine. Și vreau să vă zic că am două filmulețe cu cumpărături, dar nu sunt mari. Un filmuleț e de un minut și ceva și un filmuleț de 55 de secunde, parcă. Nu au fost multe produse, dar le-am filmat așa și le-am păstrat și le voi împreună să vă arăt ce cumpărături am făcut și eventual ce cumpărături face și soțul meu acum. Le voi împreună să vă arăt că sunt unele produse care noi deja le-am terminat și filmulețele stă și așteaptă acolo să le mai adun cu altele. Dar nu are rost să cumpăr produse care le-am în casă. De exemplu, am Lenor, am Deroanto, ce trebuie, am pastă de dinți, în frigider la fel, avem majoritatea lucrurilor. Mai cumpărăm așa unele chestii ce avem nevoie, cum ar veni lapte sau ce știu eu, fructe, ce se mai termină. Dar în rest avem. Noi mezeluri nu prea folosim ca să cumpăr și să am ce să vă arăt doar cașcaval, ouă am nevoie să-mi cumpere acum, lapte, hârtie igienică, deci mici chestii din astea. De asta nici nu am mai filmat ce fac cu cumpărături multe. Și vrem să vă arătăm ce cumpărături a făcut soțul meu de la Penny. Ziseli. Aici a cumpărat tata 4 cutii de lapte, 2 pungi de pufule pentru Marc, 2 mango, un bidon de apă. Dar s-a avariat bidonul ăsta de apă, ai văzut? Așa, o salată verde, 4 căpățâni de usturoi, 2 avocado, 3 roșii, un cofrag de ouă. Aici 2 castraveți. 2 castraveți, o pungă de covrigi. Pentru mine să-mi cadă dintele ăsta din față, nu? Da, 2 smântâni mici, un bax de hârtie igienică, un fiusti de lămâie, o apă minerală, un borș, 5 pere și 3 pachete de șervețele umede. Și niște ouă. Și niște ouă, da. Și bidonul ăsta s-a avariat, săracu. Așa era? Da, și astea au fost cumpărăturile de la Penny. Și mango. Am zis mango, da. Bună, bine ați venit pe canalul meu. În filmulețul de astăzi aș vrea să vă arăt ce cumpărături am făcut de la Penny, Lidl și Carrefour. Nu sunt foarte multe, sunt doar câteva. De la Lidl am luat 2 boxuri de Pampers pentru Marc, mărimea 5. Sunt foarte bune. Am mai cumpărat un suc din ăsta City cu măr și pepene și încă unul cu piersică, dar a rămas în mașină. 2 cola am cumpărat. De la Penny am cumpărat un cofrag de 20 de ouă pentru că expirau în data de 15 a doua și vreau să cumpăr mai multe, dar n-avea rost că se expiră. 4 cutii de lapte, 2 roșii, 2 albastre și Selena și-a luat un martinel din ăsta. Și de la Carrefour am cumpărat așa o cutie cu mozzarella pentru copii și încă o pungă de mozzarella, așa o biluță care i-am tăiat-o ei să mănânce. Un unt, o pâine toast, că Selena a vrut să mănânce pâine din asta toast, un deodorant soțului meu, am cumpărat 2 cutiuțe de brânză din astea perluțe pentru Marc, lui îi plac, una am luat light și una normală, 2 iaurturi bio, 2 pachete din astea de Actimel, o pungă de cereale din astea de la Cheerios și cam atât, pentru că avem alte iaurturi în frigider care trebuie să mănânce alea. Inițial m-am dus la Carrefour să cumpăr Actimel și
Am mai cumpărat și cereale că era nevoie, lapte și câte una alta pe lângă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. V-am pupat, pa, pa! Bună, bine ați venit pe canalul meu. Filmulețul de astăzi vreau să vă arăt ce cumpărături am făcut noi. Tata a cumpărat aici o pâine cu semințe, da. 4 bere cu culori. Ursus culori. Aici două cutii de înghețată tiramisu. Da, două cutii de înghețată tiramisu. Este o înghețată foarte bună și dacă vă interesează, este ca acea înghețată, poate dacă ați mâncat, care se dă la cupă de la Betty Ice, da. Înghețată cu tiramisu, este identică. Așa. Este foarte bună și ne-am luat două, că ne place foarte mult. Un cașcaval. Da. Aici avea să spui tu dacă vrei, nu? Un cașcaval, da. Aici. O smântână casa bună. Aici sunt... Un cofrag de 20 de ouă. Aici patru lapte. Cutii de lapte. Aici și un box de hârtie igienică. Și Selena a primit un LOL de la bunicul ei. A fost la magazin și a cumpărat un LOL și acum vrea să îl desfacă, să vă arate și vouă. Hai să începem. Hai să începem. Wow, ce vede deja. Eu sunt bucuroasă când vede. Ești bucuroasă? Tu ai unghi. Hai că pot, pot. Gata, că... am putut. Ai am putut? Wow. Aici e cu... O să desfacem cu ce? Ia uitați păpușa. I-am îmbalat așa. Ia, hai să vedem. Hai să vedem. Da, ce e ăsta? Un activist. Hai să vedem. Stai că nu mi-a dat el. Stai să văd cum așa. Să te vezi? Dar... Stai, trebuie să vedem. Pe aici trebuie să facem cu cifră, nu? Da. Ia hai să încercăm. Și eu apăs aici pe butonul ăsta. Vezi ce e aici. Ia apasă pe buton. Nu, alta. Ah, ananas. Ia ananas. Vezi? Stai. Nu. Nu a vrut ananasul. Hai să încercăm. Pepene. Hai să vedem. B. Stai să caut. Hai căpciu. Căpciu. Banana, ia vezi. Nu. Tot nu-i. Trebuie să sară pe aici. Vezi prin găuricile astea mici. Pe aici. Când era mică n-avea mama ta să-ți ia bani. Dar nici nu exista așa nu? Ceva. Nu numai că n-avea mama mea bani, dar nu exista. Aici are accesoriile aia. Uite bilețelul. Uite ce arată. Arată accesoriile aici. Da, aici arată. Cum se le fac. Da, păi tu caută astea care le vezi tu pe aici. Ia apasă. Tot nu? Tot nu. La urmă, păpușa, bine? Ok? Eu o să deschid bălea accesoriile. Că... Ia apasă. Nu. Tot nu-i? Stai-le aici. Stai, mama, un pic mă lași ca să vedem că... Îmi trebuie băga hârtia asta. Trebuie să văd eu. De să văd cu ce era eu. Eu cu piersică sau ce era? De unde e? Eu, unde e? Nu vrea, măi, mamă, din toate s-am încercat. Doamne, incredibil. Ia încerc. Ia vezi acum, apasă. Nu, tot. A vrut. A vrut. Papușa la... Ia tot apăsam și... Ia uite ce papuș. Wow, ia uite ce papucei. Drăguțe are. Papușa la... Drăguțe are, acum hai să deschidem accesoriile. Accesoriile doar Ce mai sunt? Asta e suportul de papuci. Ia uitați rochița. De aici trebuie să deschizi, mama. Da, mama, dar eu n-am desfăcut niciodată un LOL din ăsta. De unde să știu, iubita mea? Un colier. Un colier, uitați-vă ce drăguț arată colierul acesta. Aici, așa. Wow, hai să vedem altceva. Uite și eu. Wow!
am scos asta și de la asta aici se... e ca și cum îl bagi și dansează păpușa sau ce face? Da. Păpușa așa arată ambalată. Cănuța! Uitați-o și drăguța arată cănuța. Selena a mai cumpărat, a mai primit de la mama mea două, a primit. O să primească? Da, da. De la mama mea ia două eloie. Uitați chestia asta, de asta ziceam, stai că s-a rupt un pic aici. Nu s-a rupt, dar uitați, de asta ziceam eu. S-a rupt, adică a ieșit. Unde să prindem? Wow, ce frumos. Astea sunt, așa arată rochița portocalie. Ce drăguție. Numai că mi se par foarte scumpe eloelurile astea, nu știu dacă își merită banii așa de mult, pentru copii o bucurie să desfacă, mai ales că au tot felul de surprize, dar sunt prea, prea scumpe. Da, acum hai să deschidem păpușa. Și mai are o păpușică eloel micuță, care se apare bulinuți așa negre pe ea când o bagi în apă rece. Unde? Păi dar de ce îi rupi ăsta și îi arunci? Am uitat. Haide. Am mâncat lasagna, mi-a ieșit ciorba de fasole bună. Mie nu-mi place tot timpul mâncarea care o fac, cel puțin ciorbele, nu tot timpul îmi plac, dar asta a ieșit super bună. Îmi plac ciorbele soacrei mele foarte mult și a mamei mele îmi plac. Și a mele îmi plac, dar nu toate, unele. Dar asta a ieșit super bună. Și lasagna a ieșit foarte bună. În general, tocănițele, felurile 2, cum ar veni și astea, pastele sau astea, wow! Îmi plac cum îmi ies. Dar la ciorbe, parcă nu prea. Ia uitați-o ce tare! Ia pune că a ieșit ăsta. O să o îmbrac eu acum. Să îmbrăcăm. Ce tare! Hei, ce frumos arată! Mam, dar nu pot să cred. Hai să o îmbrăcăm. Pune-i papuci, colier. Uite, aia eu pui sau ăsta? Asta doar așa era. Asta mai... e, zici că e costum de iarnă. Da, îl țin ăsta. Ia să închidem ăsta. Ăsta îl țin. A, dar nu mai putem să-l închidem. Ăsta n-are buton să închidem. Trebuie să-i pui doar ăsta. Înapoi. Ia să vedem. Gata, da, așa se oprește. Mă gândeam că are să închizi, da. Trebuie să scoți de aici. Normal trebuia să-i pun un buton să închizi. Deci super. O să asta mai... a costat... A luat prețul. 38 de lei. Dar nu e cel original, e cel fake. Cel original e undeva la vreo 80 de lei, 90 de lei, 100 de lei, depinde de magazine. Dar e fain. Ăsta oricum nu cred că se schimbă, mămica, în apă. Nu se schimbă. Ea l-are pe unul original, care am dat 50 de lei pe el. Era într-o vilă și a picat o gentuță la el și atâta. Și ăla se... Și ochelari, tot am. Și ochelari, da. Și ăla îl bagi în apă și schimbă culoarea. Asta, schimbă asta se și vede la față. Uite ce culoare are fața și ce culoare are corpul. Dar e drăguț. Ia ca fetiță, se bucură, îi plac păpușele, nu mami? Da, mie îmi plac păpușele. Chiar oricum nu știe ce-i fake și ce-i original. Fake. Fake. Da, fake. Deci, vreau să vă arăt cum mi-au ieșit lingurițele și furculițele. Și m-am apucat să mai fac acum câteva. Doar că Marc nu m-a mai lăsat și am făcut pe aici deranj. A dormit Marc, e 7 și ceva, cred că la noapte o să am o noapte albă cu el, ori se trezește acum și nu mai doarme, ori nu știu. Da, și acum am făcut ăstea două. Mi-a venit mie un model așa în cap, nu știu, nu prea îmi place rezultatul cum au ieșit astea. Dar lui Selena îi plac foarte mult și asta contează, că ea o să le folosească. La ăsta am făcut un trandafir și după aia mi-am dat seama că aici n-am făcut un trandafir, dar în fine nu mai contează. Și vreau să vă arăt astea care le-am făcut eu. Astea sunt făcute de către o tipă care le-a făcut la muncă la soacra mea acolo, adică lucrează cu ea și le-a făcut. Și astea alte sunt făcute de mine. Am făcut așa cu floricele. Selena și-a dorit să-i fac cu soare. Așa. Marc i-am făcut cu ursuleț. Nu știu cum se arată. Așa. Asta e mai închis, de asta nu se vede. Selena l-a lovit la obraz.
Uite acolo, dar asta e. Și cu gărgărițe. Doar că n-au ieșit ele exacte. Da, nu mai contează că nu sunt ele perfecte. Una e mai în față, una e mai în spate. Dar ce mai contează? Și mai am niște Fimo care se va usca. Și vreau să-l fac și pe el, că e păcat. Mai am aici niște lingurițe. O să le îmbrac și pe ăstea. Nu m-am gândit încă cu ce model, o să văd. Și trebuie să-i fac lumarca aerosol la 10 și ceva. Mai avem de dat să-i dau un sirop aerius. I-am dat mucosolvan, i-am dat pliculețul la singuler. Și m-am gândit că va rezista. El s-a trezit la ora 2 azi. Și uite, n-a rezistat, a adormit. Acum să vedem dacă se mai trezește, îl dau. Dacă nu, asta e, voi face doar aerosolul. Tușește foarte tare și râcâie în piept așa urât. Da, și mâine să vedem ce se întâmplă. Și în seara asta o să mi-a rămas bun de la voi, că dacă m-ar doarme, nu știu dacă se mai trezește și dacă mai filmez ceva, și vreau să încar filmulețul repede și o să împreunez două filmulețe de cumpărături și cu unul ce l-a făcut soțul meu astăzi, că dacă stau și se adună o grămadă, până se adună durează și sunt produse care noi le mâncăm deja și nu vreau, vreau să vedeți. Și vă mulțumesc din suflet că v-ați abonat la canalul meu. Selena vrea să vă zică și ea noapte bună. Noapte bună! E fericită că a primit un Eloel, i-a cumpărat bunicul ei un Eloel, a fost cu ea la un magazin la noi aici în cartier. Și v-am pupat cu mare drag. Pa, pa!